Nu? De ce calitate? A declarat la DNA, nu la dumneavoastră. Ați asistat la vreo afacere care este afectată acum de procurori? Dumneavoastră, ce? Ați fost implicată vreun fel în aceste contracte? Nu știu, aștept să mă întrebe procurorii. Și după aia o să vedem. Doamna, vă simțiți înlișată mediat? Da. Ce părere aveți? Mă simt sau nu mă simt? Știați de ce afaceri face ginerele dumneavoastră? Asta este ceva de regulă? Eu vă feresc pe dumneavoastră să nu credeți. Da? Considerați că ce face ginerele dumneavoastră care acum este arestat preventiv? Firma pe care ați înființat-o dumneavoastră a fost implicată într-un fel în această afacere? Haideți, facem zbor. Facem zbor. Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, a ajuns la sediul DNA Ploiești, unde, din informațiile noastre, este audiată în calitate de martor. Vedem dacă se va schimba această calitate în urma audierilor. În dosarul ginerelui ei, Iulian Herțog.